Păi, Radu Drăgușin este un produs al sportului. Radu Drăgușin a fost primii 5 ani până la celebra revoluție de, eu știu, care s-a produs în 2013, el a fost jucătorul sportului. La sportul veneau tot timpul oameni care țineau cu altă echipă în afară de sport. Adică era echipa a doua, de o echipă simpatizată la nivel de exprimare. Sunteți de acord ca fotbaliștii să aștepte un salariu 2-3 luni? Nici o zi. Pentru că încă se întâmplă și azi. Atenție, și azi sunt întârzieri. Dar una e una, e alta. Asta e o impresie falsă, că dacă tu vorbești la televizor de pe stradă, nu-l vinzi. Tu nu-l vinzi pentru că tu vorbești prost. Nu, clar. Îl vinzi când găsești prostul. Dar atunci îl vinzi. Nu că tu ai vorbit nu știu ce. Cu echipele, se joacă cu orice. Pentru că la ora actuală, Dinamo nu-i Dinamo, Steaua nu-i Steaua, Rapid nu-i Rapid. Miuțari. Și noi ne-am transformat din echipe de fotbal în miuțari. Știi, nu poți să joace fotbal de performanță. Ce parametri, că de exemplu niciun jucător din campionatul intern nu este titular la echipa națională în România. Vreți să ți-l aduc aminte pe Nicolae de la Astra? Vreți să-l aduc aminte Nicolae de la Brașov? Adună sutele de milioane care l-au pierdut pe Porumboiu, pe domnul Copos, pe Marian Iancu. Mai de să-i adunăm pe toți și să vedem ce a produs fotbalul românesc în ultimii 30 de ani. N-a produs nimic, a produs sărăcie. Câteva sute jucători declarați liberi de către AMFB, FRF, efectiv sportul nu a avut cu cine să joace. Adică ne-am trezit decât au rămas legitimați la sportul, decât cei trei copii ai nu aveam eu cum să fac greșeli majore care să ducă la ceva catastrofal. Sau la ceva care să pericliteze existența unei echipe. Nu, eu m-am luptat întotdeauna pentru interesele echipei.